Perioada de după împlinirea vârstei de 50 de ani este numită și perioada de aur, deoarece trecem într-un nou capitol uimitor în care toate experiențele acumulate de-a lungul timpului își pună amprenta asupra vieții noastre. Cu toate acestea, odată ce înaintăm în vârstă, trebuie să avem grijă și la sănătatea noastră, iar primul lucru care se poate deteriora este sănătatea inimii noastre. Iată 10 alimente pe care trebuie să le consumăm neapărat după vârsta de 50 de ani și care vor face un miracol în viața noastră. Nucile sunt primul aliment de care ai nevoie pentru sănătatea inimii tale, deoarece ele acționează ca un scut pentru arterele noastre. Cu alte cuvinte, nucile luptă împotriva cheagurilor de sânge din artere și au în spate o armă întreagă de alți antioxidanți. Ovăzul a fost folosit întotdeauna ca fiind alimentul de bază în foarte multe civilizații, deoarece este plin de substanțe nutritive. Somonul este al treilea element de care ai nevoie pentru sănătatea inimii tale. Nu este doar o încântare pentru papilele gustative, ci este un adevărat erou pentru inimii ta. Somonul ajută la scăderea trigliacidelor, acele grăsimi care vă pot afecta inima. Afinele sunt printre preferatele celor care iubesc fructele de pădure, așa că trebuie să știți că acestea au un compoziție antioxidanți care luptă ca o gardă de corp pentru inima voastră și distrug radicalii liberi care pot provoca probleme sistemului cardiovascular. Niciodată nu veți greși cu spanacul dacă este consumat în mesele voastre, deoarece este bogat în luteină. Chiar dacă poate știați că aceasta este bun pentru ochi, este la fel de folositoare și asupra sănătății inimitale. Ciocolata neagră este rolul inimitale, mai ales atunci când simți nevoia să mănânci ceva dulce, dar nu vrei să te duci la alte probleme de sănătate. Ea este plină de potasiu care face minuni asupra inimii, dar și de oxidanți care sunt gărzile de corp împotriva radicalilor liberi. Fasolea și lintea, membrii din familia leguminoaselor, sunt alimente de care ai nevoie pentru a avea grijă de sănătatea inimii. Acest produs este încărcat cu minerale prietenoase cu inima, cum ar fi potasiu, astfel că ajută la menținerea tensiunii arteriale. Avocado a devenit și el destul de cunoscut și este folosit în special în realizarea micului dejun. Trebuie să știți că avocado poate deveni și sursa voastră preferată de vitamine și antioxidanți. Uleiul de măsline nu doar că te scapă de grăsimile nefolositoare, ci tocmai că este aliatul perfect atunci când vine vorba de sănătatea corpului și a inimii tale. Studiile au arătat că acidul regăsit în acest tip de ulei luptă împotriva inflamației și este încărcat de antioxidanți care pot salva situația atunci când te confrunți cu anumite probleme de sănătate. Ultimul pe listă este vinul roșu, cunoscut pentru beneficiile asupra inimii și fluxului sanguin. Are rolul în a evita formarea cheagurilor de sânge și luptă ca un protector asupra inimii tale. Totodată, vinul are putere antioxidantă și antiinflamatoare și păstrează în siguranță vasele de sânge. Relatează cafetele.ro